Bună seara și bine m-am regăsit la emisiunea noastră Ora de Știri. Astăzi seară titlul emisiunii este PNL contraatacă și în această seară se pare că va contraataca prin reprezentantul de astă seară, invitat al nostru, domnul Marius Dumitrașcu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei și reprezentant din partea PNL pentru candidații care au fost propuși de către formațiunea dumneavoastră. Bună seara, domnule Marius! Bună seara! Bună seara tuturor! Mult succes în noua activitate, domnule Rovența! Mulțumesc, mulțumesc asemenea! Domnule Marius, proaspăt membru PNL, alături de domnul Iordache, presupun încă o dată, PNL contraatacă este un nume pe care eu l-am ales gândindu-mă la faptul că și pe listele de la PNL și de deputați și lista de senat veniți cu nume noi în PNL, nu neapărat în politică, dar oameni consacrați care vor să contrabalanceze această nouă garnitură de politicieni pe care îi propun partidele toate, aș putea spune, pentru mandate de deputați și de senatori în următorii 4 ani. Care sunt punctele dumneavoastră forte și ce vă propuneți în mare pentru următoarea perioadă, lucruri care vreți să le puneți în practică pentru a câștiga încrederea electoratului? Într-adevăr, avem candidații cu șanse reale de câștig. Cred că mai mult acest termen contraatacă se poate referi la faptul că în sfârșit PNL-ul penetrează mult mai mult în județul Gorj, care până acum a fost condus de PSD aproape în exclusivitate. Iar acum, prin candidații noștri, avem convingerea că vom reuși să spargem această paradigmă, mai ales că ei vin, sau parte dintre ei vin din zona antreprenorială, sunt oameni cunoscuți la nivelul județului, sunt oameni cu multe realizări și care, cu siguranță, vor putea să împărtășească din experiența lor și vor putea aduce beneficii județului nostru din poziția de viitorii parlamentari. La antreprenori vă referiți probabil mai mult la reprezentantul de pe locul 1 de la Sela, la domnul Iordache, presupun că domnul Vâlceanu a spus că s-a retras din domeniul business-ului de când a intrat în Parlament în 2016. Domnul Pecingină știu că este, sau era cel puțin, secretar de stat sau o funcție de genul ăsta la Ministerul Finanțelor. Este adevărat că domnul Iordache este exponentul antreprenorilor pe aceste liste parlamentare, numai că și ceilalți candidați, și da, ați amintit de Dan Vâlceanu și de Gigi Pecingină, și aceștia vin tot din această zonă. Gigi Pecingină este unul din avocații din corpul avocaților din Gorj. Este tot o meserie liberală, este tot o meserie care te obligă să te autodepășești tot timpul în căutare de clienți, de soluții pentru aceștia. Dan Vâlceanu are și el experiență în zona antreprenorială. Evident, nu la același nivel cu Ion Iordache, dar au alte aturi. În special Dan Vâlceanu, care are deja experiență în Parlamentul României, stăpânește mecanismele din Parlament și atunci, evident că este un atu pentru un nou mandat. Cu ce credeți că îi veți convinge pe cei care ne urmăresc și electoratul în general să vă susțină pentru a câștiga această bătălie electorală? Care ar fi un proiect de suflet, să zicem, al celor de la PNL, ai celor care sunt pe lista de deputați sau de senatori, cu care să ne convingă pe noi că ar trebui să alegem pentru următorii 4 ani să ne facă o viață mai bună, să sperăm. Tot ce se va încerca de acum înainte pentru județul Gorj va fi centrat pe fondurile europene. Iar din acest punct de vedere va exista o implicare a lor, a viitorilor parlamentari, în
a crea condiții mult mai bune de acces a fondurilor europene. Acum, n-aș vrea să folosesc termeni deja consacrați și uzitați, cum ar fi reducerea birocrației sau faptul că se va încerca o reducere a numărului de documente necesare, numai că acești viitori parlamentari doresc și se vor implica în dezvoltarea județului Gorj și vor folosi pentru asta fondurile europene. Cum doresc să facă acest lucru? Sunt elemente de noutate și anume. Se dorește deschiderea unor birouri la nivelul tuturor primăriilor din județul Gorj, în care să activeze specialiști în fonduri europene. Bun, și asta prin aceste birouri fiind organizate sau manageriate de către cine? De către primari sau o formă guvernamentală care va fi se va oferi sprijin guvernamental pentru asta. Nu va fi o povară pentru primari sau pentru consiliile locale, nu va fi. Pentru că mă refer, salarizarea automat ar deveni un minus pentru bugetul localităților respective. Da. Ne-am gândit la lucrurile acestea și tocmai în acest motiv finanțarea pentru aceste noi joburi va fi oferită de guvern. Nu va greva bugetele primărilor. Mai mult decât atât, se dorește ca bugetul național să poată fi distribuit către UAT-uri în funcție de numărul de locuitori din fiecare UAT. Și în felul acesta... Bugetul care vine din fonduri europene sau bugetul pentru salarizarea sau pentru activitatea acestor birouri de fonduri europene? Pentru, mă refer aici la bugetul de funcționare al UAT-ului. Ok, am înțeles. Da. Pe lângă acel birou special creat pentru fonduri europene. În felul acesta se încearcă să se dea șanse egale fiecărei localități și să se pună administratorul localității, în speță primarul, în lumina reflectoarelor, în sensul că și el, ca și un alt primar dintr-o localitate similară, primesc aceeași sumă de bani și atunci se va putea vedea foarte limpede cine are capacitate și știe să gestioneze bugetul respectiv și poate crea prosperitate în comunitatea lui și cine nu. Se va îndepărta în felul acesta și clientela politică, pentru că în continuare se uzitează de acest lucru și anumite fonduri mai pot fi chiar și acum direcționate pe criterii politice, dar se dorește să se dea șanse egale tuturor UAT-urilor și în felul acesta să câștige cetățenii. Bun, și asta nu vine în contrabalanță cu acel program național de dezvoltare locală al cel PNDL. Știu că de obicei era cel care ajuta primarii să facă anumite investiții în localitățile lor. Aceste fonduri care vor veni spuneți că vor veni de la guvern, pe ce segment vor acționa? Pentru că vor înlocui acest PNDL sau în ce sens vreți să distribuiți fondurile alocate de către guvern? Deci, știți foarte bine că fiecare localitate, pe lângă taxele și impozitele pe care reușește să le colecteze, da, primește și alte sume de bani de la guvern. Eu mă refer strict la sumele de bani primite de la guvern. Da, într-adevăr, au fost multe discrepanțe la nivel național și de obicei fiecare partidul din opoziție l-a acuzat pe cel de guvernământ că le facilitează mai multe fonduri primarilor apropiați de ei. Chiar acum de curând au fost cazuri similare când s-a aclamat despre PNL că a încercat să cumpere primarii, între ghilimele, cu fonduri de la buget pentru alegerile locale care tocmai au trecut. O legislație axată pe aceste criterii care nu sunt nici de cum politice poate regla aceste lucruri și poate da aceeași șansă tuturor localităților pentru a se dezvolta. Asta pe lângă atragerea de fonduri europene, care probabil că va rămâne motorul principal și ar trebui să fie principalul motor al dezvoltării, pentru că începând cu 2021 se intră pe un program nou de finanțare. Și dacă până acum nu am știut
să folosim acești bani, să-i absorbim în proporție mare, nu cred că mai există vreo scuză de acum încolo. Acum, dacă ne referim strict la unul dintre candidați, pentru că are deja multă experiență în această zonă, atragerea de fonduri europene, cu siguranță este un plus pentru Gorj. Că atâta timp cât a reușit să facă lucrurile acestea în cadrul companiilor sale, poate multiplica totuși și la nivelul județului Gorj. Vorbiți de domnul Iordache. Cu siguranță. E ușor de recunoscut în descrierea. Dar mai vreau să vă întreb ceva. Localitățile vin cu probleme proprii. Sunt zone în care sunt alunecări de teren sau râuri care ies din albie. Spuneți că performanța pe viitor a primăriilor, a UAT-urilor respective, va fi dată de cum reușesc să managerieze o cotă de fonduri egală ca o altă localitate care poate nu are aceste probleme, adică poate nu are alunecări de teren, poate nu are râuri care ies din albie și care necesită tot timpul anumite amenajări pentru a stopa tot felul de daune de genul ăsta. Veți lua în considerare când se vor distribui fondurile și eventuale probleme care apar în situații din acestea de criză? Situațiile de criză tot timpul au cerut soluții de criză și s-a intervenit de fiecare dată când au fost probleme de genul ăsta, mai devreme sau mai târziu. Adică veți avea cumva un fond de rezervă pentru fiecare județ sau pentru localitățile din România în general? Cred că la nivelul bugetului... Pentru că discrepanță, înțeleg că și sunt de acord că toată lumea ar trebui să primească același quantum de bani pentru un număr echivalent de localnici pe care are, dar problemele sunt diferite, de asta zic că poate să apară și aceste probleme care trebuie tot timpul remediate sau cumva înlăturate în momente de criză. Acum eu care vin din zona privată văd în orice contract care se încheie faptul că există niște clauze speciale. Da. Sunt clauze care privesc situațiile care nu pot fi luate în considerare la un anumit moment. Cele neprevăzute, forța majoră. Forța majoră, da. Și bugetul României are capitole de genul acesta și din acei bani se intervine pentru situații de acest fel. Evident că și nu s-a întâmplat niciodată și au fost multe situații când primăriile, nu neapărat din proasta gestiune a fondurilor pe care au la dispoziție, dar pentru apariția unor evenimente de genul acesta, nu au avut sursele necesare ca să intervină. Și atunci s-au găsit tot timpul soluții. Și e normal să se întâmple așa, pentru că nu poți să previzionezi că se va întâmpla o alunecare de teren. Acum, dacă ar trebui să intrăm în amănunte, putem, pentru că un bun gospodar știe unde să-și fixeze terenul, știe unde să-și poziționeze digurile, dar apar situații de genul acesta. De niște fonduri sigur, pe care să le folosești. Astea vor exista și există în orice buget. Dar cred că mult mai important este să gestionăm cele mai multe situații care există într-o comunitate și să lăsăm excepțiile să fie tratate ca excepții, fiecare la rândul ei. Mult mai important decât atât este ca fiecare comunitate să se poată dezvolta organic. Să creezi prosperitate în comunitatea respectivă în ideea în care, și ăsta este iarăși unul din punctele foarte importante pentru care parlamentarii de PNL sau în zona în care parlamentarii PNL vor să acționeze, și anume să dai o șansă celor care trăiesc în comunitatea respectivă și mai mult decât atât să contribui la aducerea altor români care au plecat din zona respectivă pentru ca ei să poată reveni și să se poată reintegra în comunitatea aceea. Acum este firesc că nimeni nu a plecat pentru că i-a fost bine sau a dorit să-i fie și mai bine. Există și Uniunea Europeană este creată în felul acesta încât să dea posibilitatea tuturor să aleagă unde să trăiască și unde să muncească, dar acum, omenește vorbind, tuturor le e dor de casă. Toți sunt legați de locul unde s-au născut, unde au copilărit, unde au deja ani din viață, unde au lăsat o parte din familie sau prieteni și așa mai departe. Atunci când
tu pui la dispoziție niște condiții, da? Întoarcerea devine firească, devine naturală. Nu poți doar să-i îndemn să vină acasă pentru că te vei ocupa de ei. Haideți să luăm totuși problema de la bază. Românii, în general, au plecat în alte țări din două motive. Motivul principal, probabil în proporție de 90%, un nivel de salarizare mult mai bun decât în România. Iar, să zicem, în proporție de 10%, carieră. Domenii care în România nu erau dezvoltate și nu oferau atât de multe oportunități, în alte țări din Uniunea Europeană sau din lumea largă, le-au oferit posibilitatea de a se dezvolta ei pe plan personal mult mai ușor și să ajungă pe un nivel mult mai înalt decât ar fi putut să ajungă în România. Cred că este important și acest aspect al creierii de șanse și de oportunități de a-și deschide afaceri în România și de a putea să le ridice mai ușor, să zicem, dar să nu uităm că până la urmă foarte mulți dintre cei care au plecat sunt oameni care își doresc doar un loc de muncă. Nu toți cei care au plecat sunt antreprenori. Așa poate este. Dintre cei care au plecat au un simț antreprenorial 10%, 15%, 20%. Nu știu, e greu de cuantificat. Pentru că, ne uităm la cei care se întorc, la prietenii mei, ai dumneavoastră, ai celor care se întorc în România, ai celor care ne privesc acum și care au prieteni plecați în Uniunea Europeană sau în afara granițelor Uniunii Europene, majoritatea sunt angajați ai unor firme. Da. Deci, dacă ar fi să reușim să-i atragem cumva, cred că un lucru foarte important ar fi să aducem cât mai aproape nivelul salarizării din România de nivelul salarizării din statele din Uniunea Europeană. Și ca să dau un exemplu, e ceva ce nu s-a înțeles aici. În domeniul medical, măririle de salarii ale medicilor și cadrelor medicale din România a stopat totuși acest exod către Uniunea Europeană a cadrelor medicale și a medicilor. Cred că tot în felul ăsta am putea să-i convingem pe cei care încă mai sunt în România să rămână și pe cei care se întorc vrem să se întoarcă de afară să se întoarcă pentru că și în România ar avea un nivel de salarizare care să le permită mici bucurii ale vieții, să zicem așa. Ceea ce am spus eu a fost că se vor crea condiții și în felul acesta o parte din oamenii care au plecat afară se vor întoarce acasă în mod natural, pentru că vor ști că în comunitatea din care au plecat sau într-o zonă limitrofă acesteia vor exista câteva companii, câteva societăți la care ei s-ar putea angaja, unde ar putea găsi un loc de... Dar orice companie își dorește să facă profit, iar dacă tu nu impui un nivel minim al salarizării, fiecare va dori să bage cât mai mulți bani în buzunar. Orice antreprenor își dorește să câștige până la urmă. Din componentele unui business. Aceste intervenții în economie sunt destul de brutale și pot să creeze distorsiuni destul de mari. Da, dacă sunt se prezentate va ajunge, dinainte și eșalonat, eu cred că ar putea să se ajungă la un consens. Dacă se va ajunge la ideea și sunt câteva discuții la nivelul câtorva țări europene să impună un salariu minim, da, obligatoriu pentru toate companiile, se va putea recurge și la instrumente de genul acesta. Numai că până acum economia României a fost ciclică și a fost bazată tot timpul pe consum. În felul acesta, dezvoltarea s-a produs foarte, foarte lent. Da? Și asta a permis tot acest exod de forță de muncă, pentru că el nu a putut fi absorbit în țară, pentru că nu există atât de multe companii, atât de multe joburi raportat la cererea de forță de muncă. Și pe de altă parte au fost companii care au venit în România și beneficiind de, să zicem, un pic de haos din acesta al conducerii, au beneficiat de o muncă al unor români calificați pe diverse domenii pe care i-au plătit la o treime poate cel mult
din cât ar fi plătit un om care avea aceeași meserie, aceleași aptitudini la ei în țara respectivă. Situații de genul acesta sunt peste tot, dar nu este o regulă, pentru că în România... Puteam să spun peste tot, că eu cred că un casier de la un supermarket din Târgu Jiu nu are același salariu cu unul de la București, să nu mai vorbim de unul de la, să zicem, de la Paris sau de la Londra. Dar companiile să continuăm, știu să calculeze foarte bine lucrurile. Aș vrea să continuăm discuția după o mică pauză publicitară. Vom reveni în câteva minute. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ramă plus lentilă la doar 59 de lei. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marcrinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marcrinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate. Șaormeriile Yatagan Kebab, acum și într-o nouă locație din Târgu Jiu, strada 22 decembrie, numărul 22, lângă pizzerii. Restaurant fast food Yatagan vă așteaptă cu specialități noi. Pizza, pleșcăvița, dulciuri, burger de vită, kebab, shaorma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Yatagan Kebab oferă servicii de catering la numerele de telefon 0353 809 709 și 0353 410 646 sau vino direct la restaurant și vei fi servit de personal profesionist. Yatagan Kebab, un plus de savoare pentru orice pofticios.
Program non-stop. Județul Gorj se bucură de un impresionant patrimoniu cultural istoric, din cadrul căruia neîndoielnic face parte și Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara. Ca atare, Consiliul Județean Gorj a susținut constant promovarea unui proiect de restaurare și revitalizare a muzeului de la Curtișoara, o investiție a cărei valoare totală este estimată la suma de 57.498.420 de lei, respectiv 11.900.000 de euro. Zilele acestea, perseverența și strădania echipei noastre din Consiliul Județean a fost răsplătită, întrucât proiectul Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare Curtișoara, depus în cadrul apelului de proiecte finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică, a fost selectat spre finanțare, conform notificării transmise în data de 23 septembrie 2020 de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Suma totală aprobată pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul acestui proiect este de 2.133.000 de lei, dintre care 2.090.340 de lei reprezintă bugetul solicitat prin Programul Operațional Asistență Tehnică, iar 42.660 de lei contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253-213-406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Husqvarna se adaptează ușor la orice anotimp cu prețuri speciale la cele mai performante utilaje. Profită acum de ofertele toamnei, promoții valabile în limita stocului disponibil în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2020. Motofierăstrăul 120 Mark II îl găsești la un preț special de numai 829 de lei. La motofierăstrăile 365 X-Torque, 372 XP-X-Torque, 565, 572 XP primești cadou o șină de ghidaj plus un lanț Oregon. Reduceri la întreaga gamă de motocoase, tractoare de tuns gazonul, aparate de spălat cu presiune și aspiratoare. Din acest an la noi găsiți produse pe baterie, motofierăstrăul 120i, cu bateria și încărcătorul incluse la prețul de numai 1650 lei. Caută oferta completă în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Târgu Cărbunești, Novaci, Turceni, Padeș, Târgu Jiu, strada Victoriei numărul 112 și la telefon 0253-210-736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni! Am revenit la emisiune. Domnule Marius Dumitrașcu, sunteți reprezentant PNL. Nu sunteți deputat, nu sunteți senator, dar fiind reprezentant trebuie să ne răspundeți și nouă la câteva întrebări legate de cum manageriază PNL situația, guvernul PNL, situația aceasta de criză a coronavirus. Este din nou un număr mare de cazuri. Astăzi au fost în jur de 4.900 la 30 și ceva de mii de teste efectuate. Care credeți că sunt cauzele pentru care a crescut în această perioadă atât de mult numărul de persoane nou infectate? Nu cred că sunt cel mai măsură să răspund la întrebarea. Bun, atunci să vă ajut. Credeți că alegerile locale au fost un factor important în creșterea cazurilor de coronavirus? Cred că mai mult decât atât, și fusesem deja avertizați cu privire la acest lucru, că odată cu trecerea către sezonul rece, aceste cazuri se vor mulți. Un impact al alegerilor sau campaniei pentru alegerile locale nu cred că a fost determinat până acum și nu văd în ce măsură s-a întâmplat, numai în situația în care nu s-au respectat regulile. Nu campania propriu-zisă a putut conduce la numărul de cazuri. Bun, dacă nu campania, ziua votului, pentru că vedeți, un număr foarte mare de români au mers să voteze, a fost un procent destul de mare cu atât mai la puțin, aceste alegeri locale anul acesta. Cu atât mai puțin ziua votului,
Și eu am fost în diverse locuri să văd cum decurge procesul de votare și mie mi s-a părut că a fost gestionat foarte bine. Acum au apărut în presă câteva situații punctuale unde s-au creat aglomerări. Am văzut undeva lângă București o situație de genul acesta. Dar, per total, pentru o situație specială, cred că ziua votului a decurs exemplar. Și nu o spun pentru că PNL-ul a organizat aceste alegeri, ci o spun pentru faptul că toate măsurile despre care s-a spus că vor fi implementate pentru ziua votului au fost implementate, cu toate costurile de rigoare. Dar s-a pus foarte mult accentul pe protecția populației, pe protecția persoanelor care votează. Prezența a fost destul de redusă în mediul urban și din acest motiv. Nu a fost mult mai redusă decât în anii trecuți. Nu a fost o diferență atât de mare cum s-ar fi așteptat. Destul de mică, luând în considerare situația și această pandemie, din punctul meu de vedere, au fost destul de mulți oameni la vot. Dar să lăsăm campania trecută și alegerile ce au trecut, să le lăsăm în urmă. Aș întreba o cifră. Acum mi-o spuneți dacă o aveți în gând sau dacă considerați că există un prag. Care credeți că ar trebui să fie pragul de nou infectați ca alegerile parlamentare să nu mai aibă loc? Adică cât de multe infectări ar trebui să aibă România pe zi ca alegerile să nu mai aibă loc în decembrie? Nu cred că așa se pune problema. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Oricum, totul depinde de noi, de mine, de dumneavoastră, de toți cei care suntem activi și cei care ieșim în societate să ajutăm la reducerea impactului acestei pandemii. Și dacă nu vom reuși, pentru că până la urmă nu suntem singura țară din lume sau din Europa care este afectată. Deja există țări în Uniunea Europeană care au început acel lockdown. Au început o nouă stare de urgență, cum o recunosc telespectatorii noștri la noi în țară. Adică sunt țări în care s-a limitat circulația persoanelor indiferent de oră. Doar pentru... Fiecare țară își gestionează, așa cum știe mai bine, situația pandemică. Probabil că în România măsurile vor fi luate pas cu pas pe măsura în care vom avea reacții cu privire la numărul de cazuri, la modul în care sistemul medical poate să preia acești pacienți. Cred că... Păi deja în momentul de față, dacă urmărim și cred că urmărim și dumneavoastră și eu destul de aproape fenomenul, se pare că nu mai sunt locuri la ATI și astăzi am avut cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei. Da, este un număr mai mare. Mai clar. Dacă s-ar ajunge la un număr de 10, 15, 20 de mii de cazuri noi pe zi în România, credeți că ar mai putea avea loc alegerile parlamentare? Adică numărul de oameni care ar ieși să voteze este clar că ar fi mult mai mic, iar legitimitatea celor aleși ar fi departe de realitatea, sau nu ar putea să reflecte realitatea unui vot. Cred că noi în condiții normale. Cred că noi în momentul ăsta comitem o eroare, comitem o greșeală. Și am reflectat destul de mult la lucrul acesta și m-am uitat la ce se întâmplă în țările din Europa și în special la țările nordice, care sunt foarte exigente și foarte bine organizate. Ceea ce facem noi greșit în România este să comunicăm în mod general cu privire la această pandemie. Toată lumea are o părere de spus. Faptul că discutăm noi doi undeva când ne întâlnim să bem o cafea nu este un lucru rău, este chiar ceva firesc. Dar faptul conștientizăm pericolul, e o reacție normală, umană. Că se discută pe toate canalele media, de către toată lumea, consider că este o greșeală. Pentru că în felul acesta s-a diluat foarte, foarte mult mesajul, s-a creat panică,
Și panica nu ajută în niciun fel în situația aceasta și această situație trebuia strict gestionată de reprezentanții din sistemul medical, persoanele care au competențele cele mai mari în acest domeniu. Și în felul acesta și noi, populația și oricine altcineva ar fi putut să înțeleagă mult mai bine de unde a plecat situația aceasta, cum poate fi gestionată mai bine, ce reguli trebuie respectate. Pentru că, din păcate, mulți dintre noi, de-abia într-o anumită fază a acestei pandemii, am conștientizat foarte bine situația. Da, ca să zic așa, între ghilimele, cetățenii au fost ajutați în câteva rânduri, chiar de exemplu prost dat de politicieni. Să nu uităm acea fotografie din cabinetul primului ministru Orban, greșit, în care stăteau fără niciun fel de frică sau, să zicem, de distanțare fizică. Toți am greșit. Și serveau un pahar de ce serveau ei acolo. Nu asta e problema cu ce serveau, ci faptul că dădeau un exemplu greșit. Trebuie să ne asumăm toți că am greșit în situația aceasta. Singura scuză pe care eu o găsesc pentru greșelile pe care noi toți le-am comis este faptul că niciunul dintre noi nu a fost obișnuit cu astfel de situații. Deci este o situație inedită. E corect. E o situație inedită. Nimeni, și când spun nimeni, mă refer la faptul că nicio persoană care astăzi trăiește în România nu a mai trecut printr-o situație de genul acesta. Bine, nu pe teritoriul României. Poate fi plecat în alte țări, în alte hotare. De medici, militari și lucruri de genul acesta, există câteva persoane care au experiență cu astfel de situații. Tocmai de aceasta, noi trebuia să fim, sau această situație trebuia să fie gestionată de un reprezentant care are profilul celui care știe să comunice foarte bine, stăpânește foarte bine zona de virusologie, înțelege foarte bine psihologia poporului român, pentru că suntem un popor special, suntem plăcuți în foarte multe situații, dar avem și carențele noastre și de obicei nu ne place să fim conduși așa autoritar și vrem o libertate mai mare. Dar dacă exista un personaj de genul acesta, cred că lucrurile puteau fi mult mai bine gestionate. Dacă, să spunem că se crea efectul acesta Pavlov și în fiecare zi la ora 5, aceeași persoană cu caracteristicile de care am vorbit mai devreme, trasa direcțiile generale pentru ziua următoare și pentru perioada următoare, cred că noi toți am fi știut mult mai bine să gestionăm situația. Asta, din punctul ăsta de vedere, asta este o situație care ar fi trebuit creată de cei care conduc acum România, adică de guvernul PNL. Datoria presei și, până la urmă, scopul presei este de a prezenta fapte și evenimente care se petrec în fiecare zi în jurul nostru. Să vă contrazic. Dacă, și vă spun și de ce. Dacă s-ar fi plecat... Vorbim de o situație specială. Noi toți trebuia să colucrăm aici. Cine a folosit pandemia ca și instrument politic, ar trebui sancționat. Pentru că aici este vorba de viața noastră a tuturor. Și nici noi nu ar trebui să permitem politicienilor să folosească această pandemie în scopuri personale sau electorale. Toată lumea care face lucrul ăsta ar trebui condamnată. Iar noi, ca cetățeni, ar trebui să-i sancționăm la vot. Eu nu spun acum să voteze într-un fel sau altul, dar cine și-a permis ca o astfel de situație să fie tratată sau exploatată din punct de vedere politic, nu cred că ar trebui luat în considerare vreodată pentru vreo funcție în aparatul administrativ al acestei țări. Nu merită așa ceva. Noi acum discutăm de faptul că se poate ajunge la parazitarea sistemului medical, da? Oricine dintre noi... La paralizarea, nu la parazitarea. Parazitarea, vă referiți la persoane care intră neavizate? La paralizarea sistemului, okay, deci la paralizare, da. Sistemului medical. Și în felul acesta, chiar dacă X, Y, Z au reușit să se ferească de acest virus, pot să aibă și alte probleme de sănătate care nu mai pot fi tratate. Deci este o situație excepțională și excepțională prin gravitatea ei. Și atunci, lucrurile acestea, de asta spun că n-ar trebui să fie tratate în maniera asta. Și nu de oricine. Și o spun cu toată fermitatea și cu toată convingerea. Situația, pentru rezolvarea acestei situații, toți trebuie să ne dăm mâna.
Da? Da. Haideți să revenim un pic la meleagurile noastre, astea gorjenești. Am observat pe Facebook, promovat destul de intens, un slogan pe care îl folosește unul din candidații dumneavoastră, domnul Iordache la Senat, hai la și treabă. Ne spune hai la treabă. Care este chintesența mesajului? Cu ce vrea să conecteze gorjenii prin acest îndemn? Prin ce mijloace sau în ce proiect? Este vorba de proiectul de reconstrucție a Gorjului. Mesajul, câteva linii, da, dacă ne puteți spune câteva linii generale. Mesajul vine din partea cuiva care a făcut treabă, care este dornic să facă treabă și care își dorește în jurul lui toți oamenii care gândesc la fel. Junior Dacă a făcut toate lucrurile acestea într-o echipă. Vedeți că asta cu gândim la fel e un fost slogan de la PSD prin 2012, dacă țineți minte. Ca și paradeză, nu. Continuați. Suspirii de glumă, am spus. Deci, tot ce a realizat el a făcut în echipă. Își dă seama de puterea echipei și admite faptul că o echipă tot timpul este mai deșteaptă decât cel mai deștept membru al ei. Plecând de la principiul acesta, îndeamnă gorjenii să facă parte din proiectul de reconstrucție. Asta înseamnă că trebuie să dea o șansă ca oameni de genul acesta să poată să ajungă în funcții care le pot permite să facă lucrurile acestea și pe mai departe să se implice în tot ce presupune această reconstrucție. De o parte din proiect am vorbit la începutul emisiunii, se dorește mai mult a se folosi puterea exemplului. Cine știe ce înseamnă să creezi o companie de la zero, cine știe ce înseamnă să creezi un lanț de companii care să conlucreze împreună, cine știe ce înseamnă să înnoți prin acest tumult al legislației românești, da, cine știe ce înseamnă să rămâi în picioare în urma veșnicelor și controlelor care există, presiunilor care există din toate punctele de vedere, cine știe ce înseamnă să te lupți cu faptul că deși îți dorești să creezi locuri de muncă, deși oferi condiții foarte bune de muncă și la nivel de salarizare și la nivelul echipamentelor pe care le folosești în jobul respectiv, știi atunci că oameni de genul acesta pot să dea o șansă județului Gorj. Noi până acum, din păcate, nu am avut situații de genul acesta. Și mă uit foarte mult la ce se întâmplă afară. Urmăresc și politica de afară și văd ce fel de oameni fac politică afară. Acolo, pentru a accede în funcții la cel mai înalt nivel, cum sunt parlamentele, ca și la noi, sau pot să aibă alte denumiri în funcție de modul de organizare din țara respectivă, acei oameni au în spate o bogată experiență în cel puțin un domeniu. Au o carieră... În primul rând, au școli politice la bază, unde sunt politicienii consacrați din Uniunea Europeană. De obicei au studii politice la bază. Studiile politice vin să îmbrace o altă carieră. Nu poți să fii politician de carieră, nici afară. Dacă ai urmat chiar o universitate sau ai urmat un MBA în domeniul acesta, nu sunt condiții suficiente ca în ziua următoare, când ai finalizat studiile, să fii un politician de frunte, un parlamentar. Sunt de acord, dar da? E normal să iei pașii în administrație, să iei de jos. E normal un secretar de cabinet sau un consilier local. E normal local, acolo, sau... domnul Rovența, numai că la noi se întâmplă cu totul și totul altfel. Da? Deci vorbeam de faptul românii că... Românii sunt și atrași de multe ori de senzațional. Într-adevăr, când vii ca om de afaceri care a reușit să facă niște lucruri, reprezinți un senzațional, dar asta nu înseamnă că este garantat și succesul, pentru că acolo în Parlament nu ești singurul senator sau deputat. Sunt mai mulți senatori și deputați și va trebui să faci în așa fel încât să poți să conlucrezi cu toți și să-i convingi de proiectul tău să îl promoveze. Păi atunci sunt mulți pași. Atunci tot Gorjul ar trebui să voteze Junior Dacă, dacă plecăm de la premiza asta, pentru că a demonstrat că poate să lucreze cu o echipă extinsă de oameni în toate domeniile. Echipa din punctul de vedere al cetățeanului de rând din județul Gorj este că toți
parlamentarii ar trebui să lucreze cumva împreună pentru un proiect comun al județului Gorj. Să vă audă Dumnezeu, domnul Rovenț. Individualiștii, cum spuneți, ați spus de echipă, da? Individualiștii nu fac treabă niciunde, nici măcar la echipele mari. Dacă nu dai o pasă în careu, nu o să bagi nici tu gol și nu o să bagi nici celălalt care ți este apropiat gol. Acest lucru cred că este o utopie în momentul de față și spun asta pentru că nu toți oamenii care vor să ajungă în Parlamentul României au și o proiecție pentru un viitor de parlamentar la nivelul acesta. Nu-și doresc lucrul ăsta, vor să fie acolo. Punct. Da, da, din punctul... Câți parlamentari sunt vocali? Din punctul ăsta de vedere, ar trebui ca acei oameni ușor-ușor să nu mai ajungă în funcții de genul acesta. Așa, că până la urmă nu este un premiu a la Oscar să fii parlamentar. De foarte mulți e considerat așa și noi ca alegători trebuie să putem să discernem și să înțelegem cine poate cu adevărat să facă ceva din poziția aceea și mai mult decât atât cine și dorește să facă ceva și să ne uităm și foarte bine ce beneficii poate avea persoana respectivă ca să-și dorească să ajungă acolo. Și dacă iarăși revenim la Ion Iordache, putem să excludem partea materială. Nu este cazul și atunci mai rămâne doar faptul că el își dorește cu adevărat să reformeze acest județ, să-l reconstruiască, pentru că... Și nouă ne rămâne speranța că este adevărat ce ne spune. Da. Și ce ne spune. Eu acum sunt convins, cunoscându-l foarte, foarte bine și sunt mulți oameni care îl cunosc destul de bine. Mai rămâne timp să afle și cei puțini care nu știu lucrurile acestea și să voteze în consecință. Numai că vorbeam de cum ajung în parlamentele de afară politicienii, pe ce criterii. Și ne dăm seama că la noi, în Parlamentul României, când stăm și analizăm așa de sus discursul politic al parlamentarilor, ne dăm seama că din această imagine lipsesc foarte mulți parlamentari, de care nu știe nimeni. Sunt de acord. Da? Sunt de acord. Sunt multe imagini din Parlamentul României din trecut în care erau locuri goale și unii parlamentari chiar sforeau. Probabil că două treimi din... Acel domn de la USR, dacă nu mă înșeală memoria, care sforea efectiv. Au fost din toate zonele. Probabil că două treimi dintre ei nu contribuie cu nimic efectiv în procesul de legiferare din România. Că și-au pus semnătura pe un proiect de lege sau că au votat o lege. Până la urmă nici nu puteau să facă altfel. Dar să creeze ei ceva care să ne ajute pe noi, pe toți, nu a venit decât dintr-o zonă foarte mică din Parlament. Parlamentul României este destul de mare, destul de consistent ca și număr de reprezentanți. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de specialiști din toate domeniile, fie că este din domeniul afacerilor, e tot un specialist, da, care reușește, dar și din domenii consacrate care nu au legătură neapărat cu afacerile, că sunt medici, că sunt juriști, că sunt ingineri. Corect. Parlamentul are nevoie despre asta vorbeam, categoriile. Ca oamenii care ajung acolo să aibă o carieră solidă în spate, să fi fost validați prin ceea ce au făcut ei până la momentul respectiv, adică este un specialist foarte bun într-un domeniu. Da? Da. A activat în domeniul respectiv. Are un background solid în domeniul respectiv. Spate, da. A avut succes în domeniul respectiv. Putem să luăm în calcul domeniul medical, așa cum ați spus. Putem să luăm în calcul domeniul academic, care este extrem de important. De important, ăla, da, este un laborator de idei. Ăla este un laborator de dezvoltare. Dacă știe, dacă cineva îl exploatează... Dacă îmi permiteți, din păcate, o paranteză, doamna Anisie n-a prea performat, ministrul dumneavoastră al educației, n-a prea performat în ultimul timp. Este profesor, eu m-am referit la domeniul academic, la cercetători, la academicieni pe diverse domenii. Și atunci acest parlament, el fiind foarte stufos, foarte, foarte mare, ar putea fi și un plus
gândindu-ne că acolo să fie un plus, dacă... și o putere a exemplului, pentru că mulți oameni nu știu că unul din rolurile Parlamentului este de puterea exemplului către societate. Dar asta nu știu foarte mulți politicieni din... Asta ar trebui, nu, în primul rând cetățenii ar trebui să știe lucrul ăsta, că politicienii poate știu și nu vor să recunoască și se folosesc de necunoștința celor care îi aleg să cumva să fenteze această idee de imagine, dar Parlamentul are ca rol principal puterea exemplului. Cu cât vedem acolo oameni mai bine pregătiți, cu atât și noi încercăm să devenim mai buni cetățeni ai țării respective, ai țării noastre în cazul de față. Domnule Dumitrașcu, ne apropiem de sfârșit. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră din această seară și vă mai aștept și cu altă ocazie la noi la emisiune. Ceea ce îmi doresc eu și toți ceilalți cetățeni este să avem pe viitor niște oameni care să conducă județul ăsta pe o cale mai bună și care să ne aducă beneficii din toate punctele de vedere nouă ca locuitori ai Gorjului. Domnește. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit astă seară și vă dorim o seară frumoasă și numai bine. La revedere!